Să refuzi tehnologia de dragul tradiției este dovada supremă de dragoste de țară pe care locuitorii unui sat din Brașov o dau în fiecare zi. Acolo oamenii au înlocuit mașinile de spălat cu vâltorile, un sistem creat din coșuri de nuiele în care detergenții sunt înlocuiți cu apa de izvor. Acum merge în apă. Suntem la Vâltori, un loc desprins parcă din poveștile străbunicilor și unde tradițiile se păstrează cu sfințenie. Părinții noștri ne-au spus că apa e sfințită de când au lăsat-o Dumnezeu și e păcat să arunci toate mizerile pe apă. În fiecare zi, Tantii Maria curăță râul care trece prin Comuna Lisa. Pentru ea și pentru mica ei afacere, apa curată de izvor e de neînlocuit. Acum le puneți la spălat? Acum le bag, da. Le bag acolo. Le las vreo 5-6 ore ca să meargă, dacă le bag prima dată. În câteva cușuri de nuiele care folosesc forța apei și care funcționează după o tehnică veche fără detergenți. Așa se spală straiele la poalele munților Găgăraș. O tradiție ce a ajuns deja la a 5-a generație. Lasă să scurgă și după aceea să se usuce. Îndemânarea ei a devenit deja cunoscută în zonă. Sunt și turiștii noștri care zic, ia uite ce bine, se spală aici, fără detergent, fără nimic. Hai să le aduc și eu și le aduce și din alte zone ale țării. De 30 de ani, familia Chiriac vine de la zeci de kilometri doar ca să-și spele covoarele într-un mod ecologic. Acasă nu le poți face așa. Nu merită efortul. Nu. Aici sunt deosebit de curate, frumoase, aerisite, vaporoase. E o apă curată. Le spală mai bine decât la spălăturile astea din oraș, chimice. Vâltorile din Lisa sunt săptămânal vizitate de grupuri de turiști. Cei impresionați devin fie clienți, fie decid să plece de aici cu covorașe și cuverturi de lână cumpărate de la gazde.